Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi împreună vom studia trunchiul de con circular drept. În viața de zi cu zi, în tehnică, în natură, întâlnim diferite obiecte care au formă de trunchi de con circular drept. Și pentru a putea compara forma acestora, am figurat în partea stângă a imaginii un trunchi de con circular drept, iar în partea dreaptă obiecte care se aseamănă ca formă cu trunchiul de con circular drept. Iată, o găleată, forma unui pahar, partea de pâlnie și nu pâlnia în totalitate, iată, un vulcan sau ghiveciul unei flori. Dacă secționăm un con circular drept cu un plan paralel cu baza și îndepărtăm conul mic, corpul care rămâne este un trunchi de con circular drept. Rețineți că trunchiul de con circular drept este un corp de rotație. Astfel, dacă rotim trapezul ABCD în jurul dreptei suport a înălțimii CD, se generează un trunchi de con circular drept. În continuare să prezentăm elemente ale trunchiului de con circular drept. În desenul alăturat veți observa că avem baza mare, care este discul de centru O și rază R, raza mare fiind raza AO respectiv OB. Baza mică, discul de centru O și rază R mic, R mic fiind egal cu A'O' respectiv B'O'. Generatoarea trunchiului de con, notată cu G și ea este egală cu BB'. Înălțimea trunchiului de con, adică distanța dintre cele două baze, segmentul O'O' pe care îl notăm cu H. Este bine de știut că ABB'A' reprezintă secțiunea axială a trunchiului de con circular drept și că această secțiune este un trapez isoscel care are drept bază mare diametrul bazei mari, respectiv baza mică diametrul bazei mici. Pentru a reține cu ușurință formulele de calcul pentru area laterală, area totală, respectiv volumul trunchiului de con circular drept, vă propun să o faceți prin analogie cu formulele de calcul pentru area laterală, area totală, respectiv volumul, de la trunchiul de piramidă regulată. Astfel, în cazul trunchiului de piramidă regulată, area laterală era egală cu perimetrul bazei mari plus perimetrul bazei mici, totul înmulțit cu apotema trunchiului supra 2. Trecând la conul, la trunchiul de con circular drept, area laterală va fi egală cu lungimea discului ce reprezintă baza mare, adică 2πr mare plus 2πr mic, totul înmulțit cu generatoarea supra 2, dând în factor comun 2π și simplificând, în final obținem că aria laterală a trunchiului de con este egală cu πg pe lângă R mare plus R mic. Același lucru vom face și în cazul ariei totale. Aria totală fiind egală cu suma dintre aria laterală, aria bazei mari și aria bazei mici. Astfel vom obține că aria totală a trunchiului este egală cu πg pe lângă R mare plus R mic plus πr mare pătrat plus πr mic pătrat. În cazul volumului, la fel, făcând analogie cu formula de la trunchiul de piramidă, patrulateră regulată, așa cum avem reprezentat în desen, vom spune că, în cazul trunchiului de con circular drept, volumul este egal cu πh pe 3 pe lângă r mare pătrat plus r mic pătrat plus r mare r mic. În continuare vă propun să încercăm împreună să aplicăm ceea ce am prezentat până acum. Astfel, să încercăm să rezolvăm împreună următoarea problemă. Un trunchi de con circular drept are raza mică de 4 cm, iar înălțimea de 6 radical din 3 cm.
Generatoarea acestuia formează cu planul bazei mici un unghi de 120 de grade. Va trebui să determinăm aria laterală a trunchiului de con, precum și volumul trunchiului de con. Am să vă rog în timpul demonstrației să urmăriți totodată imaginea unde am figurat trunchiul de con. Astfel, vom construi mai întâi PB' perpendicular pe AB, deoarece unghiul B' are o măsură egală cu 120 de grade. Va rezulta că unghiul B este egal cu 60 de grade. Făcând calculul mai departe între unghiul dreptunghic B'PB, vom obține că unghiul PB'B are o măsură egală cu 30 de grade. În acest triunghi veți constata că nu cunoaștem nici PB și nici BB'. De aceea vom nota mai întâi PB cu X și aplicând teorema unghiului de 30 de grade, vom avea că BB' este egal cu 2X. După aplicarea teoremei lui Pitagora, vom constata că X este egal cu 6 cm. Așadar, PB este 6 cm, OP este egal cu 4 cm și obținem astfel că raza bazei mari este egală cu 10 cm. Având toate dimensiunile cunoscute, vom putea calcula astfel aria laterală a trunchiului de con. Așadar, aria laterală este egală cu PG pe lângă R mare plus R mic și după înlocuire și calcul algebric vom obține că aria laterală este egală cu 168 cm². Pentru determinarea volumului trunchiului de con, vom nota mai întâi formula, după care vom înlocui fiecare dimensiune. După calcul, vom obține că volumul trunchiului de con este egal cu 512 radical din 3 cm cubi. Cu speranța că toate lucrurile au fost înțelese, vă doresc în continuare mult succes! Bună ziua!